Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Horoscopului. Săptămâna care urmează avem în continuare două planete cu influență benefică și tot două cu influență negativă. Dar să vedem pentru fiecare semn zodiacal ce sectoare de viață sunt influențate favorabil de planeta micului succes, Venus. Berbec. În sectorul destinului sunt prezente în continuare două planete, una cu influență benefică, alta care mai mult încurcă. Câștiguri financiare suplimentare realizate prin propriul efort și o bună relație cu partenerul de viață sunt răspunsurile favorabile ale sorții dacă te afli pe unul din posibilele tale drumuri bune în viață. Taur. Treci peste anumite întâmplări mai neobișnuite la locul de muncă. Cu ajutorul farmecului tău personal și prin abilitatea ta verbală, eviți conflicte cu colegii sau șefii tăi, indivizi care nu au intenții prea bune, fiind mai mult sub influența orgoliilor personale. Este posibilă chiar și o promovare profesională. Gemeni. Respectul de care te bucuri în toate mediile pe care le frecventezi este într-o ușoară creștere, urmare a bunelor rezultate obținute în viață de copiii tăi, realizări care nu ar fi fost posibile fără contribuția și sacrificiile pe care le-ai făcut pentru ei. Este o perioadă potrivită pentru relaxare, distracție, practicarea sportului, cam tot ce îți face plăcere. Rac. Rezultatele bune obținute în cariera profesională și ajutorul uneia dintre părinți reprezintă factori importanți pentru viitoarele tale activități. Lucrurile bune anterior menționate te ajută în cazul în care urmează să pleci în străinătate sau deja te afli acolo sau în cazul în care frecventezi cursurile unei instituții de învățământ. Leu. Poți fi beneficiarul unui câștig material obținut fără efort direct din partea ta. Poți încasa sume din despăgubiri, asigurări, credite sau poți intra în posesia unei moșteniri. Este necesar să fii bine văzut de toate persoanele care te cunosc sau cu care intri în contact și să comunici cât poți de mult cu toată lumea. Nu vei avea decât de câștigat. Fecioară. Relația cu partenerul de viață merge ca pe roate dacă vă aflați împreună în străinătate, nu neapărat la muncă, dar nu trebuie exclusă și această situație. Alt factor care vă apropie și mai mult este reprezentat de câștigurile financiare realizate împreună prin muncă. Atmosfera acasă nu este deloc confortabilă și te gândești la o schimbare de domiciliu. Balanță. Poți avea succes în rezolvarea unei probleme cronice de sănătate. Este necesară o cheltuială pentru care nu ești pregătit, dar un ajutor financiar din partea unei terțe persoane vine exact când trebuie. Tu doar trebuie să ai încredere în doctori, în tratamentele prescrise, fără o gândire pozitivă și optimistă, nicio boală nu se vindecă. Scorpion, poți înregistra un succes în activități sportive, artistice, divertisment, dar vei avea inițial piedici de natură financiară și câțiva adversari care nu susțin activitatea ta, deoarece se simt oarecum amenințați de talentul, potențialul și valoarea ta. Vei avea sprijinul întregii echipe de suport care te susține și un pic de noroc, dar exact cât ai nevoie. Săgetător. Rezolvarea unei probleme de sănătate, succesul recent în activitatea ta profesională și conflictele din care, vinovat sau nevinovat, ai scăpat ca prin urechile acului, toate aceste lucruri bune petrecute recent în viața ta te fac să-ți schimbi atitudinea față de toți apropiații tăi, să stai mai mult pe acasă și să petreci mai mult timp cu familia. Capricorn. Ești felicitat de toate cunoștințele tale pentru rezultatele bune obținute de copiii tăi în domeniile lor de activitate. Stai și povestești celor curioși cum au fost posibile aceste realizări. Persoanele care au atins poziții importante activând în domeniul artei, divertismentului sau al sportului își pot populariza cu succes activitatea prin toate mijloacele de comunicare actuale. Vărsător. Veniturile tale se rotunjesc considerabil. Aceste roade favorabile le culegi după rezolvarea problemelor pe care le aveai cu spațiul de locuit. Unul dintre părinți poate avea o intervenție care poate contribui tot la mărirea încăsărilor tale financiare realizate prin munca ta. Tot financiar ești favorizat dacă te afli la muncă în străinătate. Pești. O sumă meritată, de drept, primită după multă alergătură și multe telefoane, te-a readuce pe linia de plutire. Comunicarea din zori până în seară cu persoane cu mare experiență de viață, care vin cu sfaturi și încurajări potrivite, te ajută considerabil pentru ca tu să poți face față încercărilor la care viața te-a supus și te va supune în continuare. Acestea sunt previziunile privind influența tranzitului favorabil al planetei Venus pentru fiecare semn zodiacal. Vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi la Horoscop. Rămâneți în continuare alături de România TV. Sunt Adrian Bunea și mă puteți găsi și pe pagina de socializare Adibun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui.